Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Luna decembrie reprezintă un moment de bilanț și în administrația publică locală, prilej de analiză și evaluare a rezultatelor unui an de muncă și întrucât anul 2018 a fost un an plin de provocări politice, economice și sociale, în contextul în care România celebrează și centenarul Marii Uniri de la 1918, vă invit la o discuție purtată cu domnul Gabriel Valerzetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și președinte PSD și vicepreședinte la nivel național. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule Zetea, sunteți unul dintre oamenii cu experiență la administrația publică județeană prin prisma parcursului carierei dumneavoastră. La final de an și după parcurgerea unui mandat de 2 ani de zile în cea mai înaltă demnitate publică județeană, cum apreciați anul 2018? Și aici mă refer la unul reușit, cu realizări, nerealizări? Ca orice an... Un an, în primul rând, dificil din punct de vedere administrativ. S-au făcut foarte multe schimbări, în primul rând schimbări legislative care afectează foarte mult administrația în ceea ce privește contracte de lucrări care pot fi semnate. Au existat foarte multe schimbări, s-a schimbat legea administrației, legea achizițiilor publice locale și lucrul ăsta presupune timp până când funcționarii reușesc să parcurgă noua legislație astfel încât să putem să ne adaptăm. Dar din punct de vedere al rezultatelor, nu putem să spunem că e un an rău, ba chiar un an foarte bun. Am obținut pentru județul Maramureș finanțări importante, finanțări așa cum județul nu a mai beneficiat în ultimii ani de zile, atât pentru reabilitarea infrastructurii rutiere județene, sume de bani pentru aeroport, plângerea contractului de finanțare pentru sistemul integrat de management a deșeurilor. Am obținut contracte cu finanțare europeană pentru alte proiecte de îmbunătățire activității Consiliului Județean. Deci e un an cu realizări, sigur și cu unele neajunsuri, ca în viața oricui până la urmă și în viața Consiliului Județean Maramureș, se întâmplă să nu-ți iasă toate lucrurile așa cum ți le promiți. Bun, dar dacă punem în balanță lucrurile, mai multe nerealizări față de realizări sau invers? Evident că e un an cu mult mai multe plusuri decât cu minusuri. Și minusurile pe ce parte vedeți că sunt? În primul rând, în cadrul sistemului integrat de management a deșeurilor, unde lucrările au trenat, pentru că nu a existat o înțelegere cu executantul lucrărilor acolo, contractul de execuție a fost reziliat de către Consiliul Județean. O să avem un proces lung în instanță cu executantul lucrării acolo, căruia, în sarcina căruia noi reținem foarte multe penalități, dar, mă rog, asta cred că interesează mai puțin. Ceea ce nu-mi place este că nu am reușit să finalizăm complet lucrarea. Mi-aș fi dorit că în anul 2018 să putem operaționaliza sistemul integrat de management a deșeurilor, măcar parțial, în județul Maramureș. N-am reușit complet, am reușit doar o parte din ceea ce ne-am propus, dar important este că am prelungit contractul de finanțare din partea POIM-ului. Și în acest fel nu avem probleme anul viitor, la momentul în care vom finaliza noile licitații. În 10 martie anul acesta, Congresul PSD v-a confirmat și în funcția de vicepreședinte național și responsabil cu zona de nord-vest. Domnule vicepreședinte, din punct de vedere politic, aici mă refer și membru al partidului de guvernământ, cum apreciați anul 2018, dar o să vă rog cu obiectivitatea care vă recomandă ca om și lider politic, chiar dacă nu vă este ușor. Un an extrem de dificil din punct de vedere politic. Atât pentru Partidul Social Democrat, cât poate nu pentru opoziție, că opoziția politică la Partidul Social Democrat este una destul de slabă și quasi inexistentă. Dar există o parte a societății civile care e angrenată politic, că, mă rog, e evident anti-PSD și care încearcă din răsputeri să doboare guvernul, până la urmă, menținut în Parlament de către coaliția PSD plus ALDE. Bătălia nu e tocmai normală, pentru că ea se duce cu arme inegale. Până la urmă vorbim despre un partid politic, așa cum este Partidul Social Democrat, cu un aliat puternic, așa cum este ALDE, care se bate nu cu partizani politici, sau cel puțin nu cu partizani politici asumați pe față, și se bate cumva în spatele ușilor închise cu reprezentanța societății civile. Lucrul ăsta, până la urmă, duce această bătălie într-o zonă nouă, experimentală pentru România în acest an, cu foarte multe proteste care s-au făcut, dar toate axate în general pe un subiect, pe subiectul legat de justiție. Și nu pe celelalte realizări, care sunt foarte multe, ale guvernului Viorica Dăncilă,
în mod special în acest an, rezultate economice foarte bune, rezultate macroeconomice recunoscute, pentru că n-au ce face până la urmă și de către Eurostat, și care este cumva Institutul de Statistică a Uniunii Europene, și de către Institutul de Statistică Românesc, date confirmate de către Comisia Europeană și de către cei care fac evaluările la nivel internațional. România are din nou cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că recuperăm încet, evident, decalajul față de țările care au avut mai mult timp la dispoziție să dezvolte înaintea noastră. Ne încadrăm în deficitul bugetar, există bani suficienți pentru plata salariilor și pensiilor, deși președintele Iohannis, opoziția, vorbesc în fiecare zi că nu ar fi bani. Pregătirile pentru preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene merg foarte bine, așadar lucrurile sunt în regulă din punct de vedere administrativ. Țara are rezultate și este bine privită din exterior din punct de vedere economic. Problema care ne macină foarte mult este una politică. E o bătălie din care n-are nimeni de câștigat până la urmă. Mergem în Parlamentul European și români acuză românii. Europenii se uită la noi ca la un spectacol, pentru că să mergi în Parlamentul European, tu ca europarlamentar român, și să-ți critici propria ta țară, sau să vorbești despre România ca cea mai coruptă țară din lume, așa cum fac mulți europarlamentari români, este de neconceput. În activitatea noastră politică, de când sunteți pe scena politică, ați mai prins așa războaie? Totdeauna au existat și totdeauna vor fi. Și dacă ne uităm în istorie, că tot vorbim despre centenarul Marii Uniri. Bun, dar așa agitație ați simțit? Da, este o agitație. Bun, societatea românească a fost una agitată de lungul timpului. Și înainte de Marea Unire, și în perioada interbelică, totdeauna a existat războaie între politicieni duse la extrem în România și declarații foarte avântate. Ce mă deranjează este că nu există această bătălie în interior, că nu e nicio problemă, că opoziția trebuie să bată cu puterea. Ei nu se bată, să se critique reciproc, să își aducă completări una celelalte. Problema noastră, pe care nu vrem să o înțelegem astăzi, este când ieșim în exteriorul țării și ne ponegrim propria țară. Aici greșim foarte mult. Indiferent cine conduce țara temporar la un moment dat, atunci când mergi în fața străinilor, trebuie să ai cele mai frumoase cuvinte despre țara ta. Dacă nu faci acest lucru, îți ratezi menirea. Și mă refer aici în special la europarlamentarii români. Sunt la toți, inclusiv cei ai PSD? Păi nu, că ei deocamdată vorbesc pentru România. Au vorbit de fiecare dată. Încearcă să apere pozițiile. Am văzut și din partea PNL-ului că au fost voci bune pentru România. Nu știu. Eu am văzut doar voci critice. Și am văzut voci duse la extrem, din păcate, în Parlamentul European. Sau au văzut europarlamentari, mă rog, cei din opoziție, care au votat împotriva României. Cum să faci așa ceva? Cum poți tu, europarlamentar român, să votezi împotriva propriei tale țări? Indiferent că guvernul actual are sau nu are dreptate. Nu poți să votezi împotriva propriei țări. Că nu votezi împotriva lui Liviu Dragnea sau împotriva lui Viorica Dăncilă. Votezi împotriva României. Și lucrul ăsta nu poate să fie acceptat. În ultimele 6 luni a devenit o voce la nivel național cu multiple ieșiri publice, chiar și în media centrală. Aș vrea să autoevaluați oarecum și să ne spuneți cum apreciați prestația avută, dacă au fost momente dificile în care a trebuit să vă exprimați opinii ferme și dacă părerile dumneavoastră au coincis întotdeauna cu cele ale celorlalți lideri ai PSD. Eu încerc de fiecare dată să păstrez o poziție echilibrată. Chiar dacă, evident, nu pot să nu fiu subiectiv. Sunt membru al Partidului Social-Democrat, apăr de fiecare dată politica social-democrată, politica dusă de către Guvernul României, pentru că, așa este normal, facem parte dintr-o echipă mare, familia Partidului Social-Democrat. Asta nu înseamnă că de fiecare dată sunt de acord cu deciziile care se iau în PSD. Dar nu pot să ies public și să critic, așa cum fac unii colegi, din păcate, în ultima perioadă, o decizie pe care o iau în for statutar a partidului. Odată ce discutăm înainte de a lua acea decizie și ne spunem fiecare părerile, dar majoritatea decide altceva, asta e, înțelegem că am pierdut acel vot și ne aliniem la ceea ce are de transmis partidul. Pentru că altfel înseamnă că nu suntem un grup, înseamnă că suntem doar individualități. Asta nu înțeleg unii colegi în această perioadă care ies public și critică, după câte un vot a Comitetului Executiv, o decizie. Păi, ți-ai spus părerea înainte? Da. Au ascultat-o colegii? Da. Ai avut unde să spui această părere? Da. Ai pierdut la vot? Da. Atunci aliniază-te. Înțelege că tu ești în minoritate, de fapt.
Nu o să pot, probabil, nicio apăra de fiecare dată poziții care contravin principiilor mele. Decât să ieși public și să îți exprimi păreri care îți contravin principiilor, mai bine nu o faci. Mai bine te abții și lași pe alții care pot să vorbească în numele partidului despre acele subiecte. De aceea poate nu o să mă auziți pe mine de fiecare dată vorbind doar despre justiție, că nu este neapărat un domeniu la care să mă pricep foarte bine, nu este neapărat un domeniu pe care să îl stăpânesc, care Partidul Social Democrat mult mai buni alți comunicatori decât mine pe acest subiect. Pe mine o să mă vedeți pe alte subiecte legate de, în special, de mediul economic sau de către administrație, lucruri care îmi plac, lucruri pe care le-am studiat și lucruri pe care știu să le comunic public. Pe de altă parte, Maramureșul a avut în ultimii 2 ani mai mulți miniștri în guvernele PSD succesive. Vreau să vorbim puțin despre prestația acestora, de asemenea secretarilor de stat și dacă activitatea lor a generat beneficii directe nu doar românilor, ci și maramureșenilor. Evident, prezența oricărui maramureșan în guvern, fie că e vorba despre ministru, fie că e vorba despre secretar de stat, fie că e vorba despre un șef de agenție oriunde, aduce beneficii, pentru că obții informația la prima mână, pentru că participi la luarea deciziei și ești consultat ca și județ în momentul în care vorbim despre, nu știu, orice fonduri, proiecte, informația astăzi contează foarte mult. Faptul că am avut miniștri în toate guvernele pe care Partidul Social Democrat le-a avut din 2016 încoace, e un lucru extrem de important. Asta înseamnă că Maramureșul, din punct de vedere a PSD, a devenit o forță, o organizație care reușește să-și impună oameni la București. N-am avut doar un singur ministru, l-am avut pe Liviu Marian Pop ca ministru al educației. Criticat. Criticat de către unii, lăudat de foarte mulți alții. A făcut și gafe dânsul. A făcut și gafe, dar nu gafele, contează până la urmă faptul că te exprimi public într-un anumit fel, nu înseamnă că în spatele tău nu rămân realizări. Liviu Marian Pop este unul dintre cei mai apreciați miniștri ai educației în interiorul sistemului de învățământ. Am înțeles. De către profesori, de către învățători, în special de către cei din mediul preuniversitar, unde școala românească are nevoie de atât de multe lucruri în plus ca să fie făcut. Să vedem ce alți miniștri am mai avut. L-am avut pe Gheorghe Șimon, ca ministrul al economiei, care a pornit unul dintre cele mai importante proiecte pentru județul Maramureș și vorbesc aici despre gazoductul care va ajuta Maramureșul Voivodal cu adevărat să crească din punct de vedere economic. Da. Adică o conductă de gaz care să lege Sighetul Marmației de Borșa, iar apoi toate localitățile din stânga și din dreapta vor fi racordate la acest gazoduct. Este un proiect important, un proiect la care ne gândim de multă vreme. O să vă atrageți și multe critici pentru că domnul Liviu Marian Pop nu a fost prea iubit și la exterior vorbind și nici de către mass media a prezentat în numărate ori nerealizările dânsului. Despre domnul Șimon am auzit mai puțin de cât timp a fost ministru. Despre doamna Pintea, în schimb, auzim foarte multe lucruri bune. N-am ajuns la doamna Pintea. Eu vă spun ce și lucrurile care nu se văd. Liviu Marian Pop a fost și este în continuare un potențial viitor ministru din partea Partidului Social Democrat. De ce nu a rămas atunci ca și ministru al educației în continuare? Și au fost N schimbări. Pentru că au fost N schimbări la nivelul Ministerului Educației. Tocmai din cauza acestei bătălii pe care el a dus-o cu presa națională, în mod special, care apoi, evident, că i-a terfelit absolut toată imaginea, nu mai putea să rămână în fruntea Ministerului pentru că era deja prea expus. Și expunea deja în acest război pe care el l-a dus cu manualele școlare, cu editurile fiind de obicei societăți comerciale private care cotizează la presa națională și atunci războiul mediatic pentru Liviu Marian Pop a fost pierdut din start. Dar asta nu înseamnă că n-a făcut lucruri bune. Se demonstrează încet, încet că toate lucrurile pe care le-a făcut el în minister au fost lucruri bune continuate de către cei care vin după el ca și miniștri. Despre Gheorghe Șimon v-am spus cu gazoductul Maramureșul Voivodal. Despre Sorina Pintea, deocamdată nu este un mandat încheiat. Dar este un mandat cu... Dar a scăpat la remaniere. Nu a scăpat, nu a fost vorba de a scăpa. Sau nici nu s-a pus problema să fie schimbată. Da? Probabil că a și meritat. Nu s-a pus problema pentru că are susținere din partea organizației județene a PSD Maramureș. A reușit să-și facă o legătură foarte bună cu președinții de Consiliul Județene din România, ajutându-i foarte mult cu informații și investiții. A reușit de asemenea să aibă o legătură foarte bună cu doamna prim-ministru, cu Viorica Dăncilă. Colaborează permanent, dacă o să vă uitați la vizitele externe, ultimele 3 vizite externe, cred, ale doamnei Viorica Dăncilă, doamna Sorina Pintea este de fiecare dată prezentă în acea vizită alături
alături de doamna prim-ministru. Dă-ne ca o legătură, poate și personală, afectivă, foarte apropiată, lucru care nu poate decât să ne bucure. Mandatul său este deocamdată unul pozitiv. Nu am văzut, din fericire, foarte multe atacuri ale presei la adresa Ministerului Sănătății, lucru care se întâmpla în trecut, dar de când a venit doamna Sorina Pintea, uite că lucrurile au început să se mai așeze. Ea reușește să comunice foarte bine sau poate reușește să comunice înainte de a se întâmpla anumite lucruri, astfel încât presa reușește să prezinte și într-o lumină favorabilă evenimentele respective, nu doar la nivel de scandal. Da, sunt miniștri care n-au reușit să comunice, iar la ultima remaniere care s-a făcut acum 3 săptămâni de zile în cadrul Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, asta a fost unul dintre punctele centrale ale discuției, lipsa de comunicare. Dacă ați fi să le reproșați ceva celor doi foști miniștri pe care am avut, domnul Pop și domnul Șimon, ce le-ați reproșa? Tot comunicarea? Da, lui Gheorghe Șimon în principal comunicarea aș putea să-i o reproșez. Nu a fost suficient de prezent în spațiul public, chiar dacă a avut și el realizări chiar la nivel național. El a fost cel care a pornit construcția gazoductului Brua, pe care l-a inaugurat deja fostul ministru Andrușcă, dar Gheorghe Șimon este cel care le-a pornit, a finalizat foarte multe negocieri cu contracte importante pentru România, dar n-a ieșit public să le spună, ca atare nu și-a legat numele de acele proiecte. Liviu Marian Pop, sigur că lui pot să-i reproșez că el vorbește prea mult. Adică, invers, ar putea să fie mai atent echilibrat. Și mai echilibrat în declarațiile publice pe care le face. Nu trebuie neapărat să fie foarte războinic, ceea ce el este. Ați fost ales ca președinte al Consiliului, despre secretarii de stat. Da, mulțumit Bogdan Tomoiagă și Cosmin Butuza sunt secretari de stat care sunt în guvernul României aproape de la momentul în care PSD a preluat guvernarea, deci au 2 ani de zile aproape în funcții. Sunt oameni apreciați în ambele ministere. Bogdan Tomoiagă are o legătură foarte bună deja cu patronatele în turism. Având în vedere că s-au schimbat miniștrii la Ministerul Turismului, el a rămas o constantă. El este cel care a făcut legătura între minister, conducerea ministerului și de 2 ani de zile cu reprezentanții tur operatorilor din turism, a marilor jucători pe piața turismului și este un om extrem de apreciat, tocmai pentru că e un băiat tânăr, un băiat deștept, un băiat care a lucrat și afară, a venit școlit înapoi în România și știe cu ce se mănâncă acest domeniu extrem de important și pentru noi ca și județ. Pentru noi ca și județ are foarte multe realizări, mai ales în zona Borșa, sigur el este și de acolo, dar în zona Borșa este extrem de important pentru noi să continue investițiile la domeniul schiabil, lucruri care se întâmplă în ultima perioadă, iar și cât de repede o să vedem inclusiv investițiile pe care ministerul le preconizează, le face acolo. Încercește pe Cosmin Butuza, vedem înființarea primului centru național sportiv aici, în Baia Mare și nicăieri altundeva în România, adică Baia Mare și Bucureștiul au un astfel de centru și tocmai pentru că și el este de aici, așa încerca să aducă această investiție la noi în Maramureș, în Baia Mare. Dragoș Titea a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a făcut o pauză de un jumătate de an, acum a revenit pe funcția de secretar de stat, iar asta este extrem de important. Bine, domnul Dragoș Titea s-a și remarcat prin ieșirile sale, da, este una dintre persoanele cele mai vocale ale PSD-ului. Absolut. Chiar și în campania electorală. Și are și realizări. Atunci când vorbim despre aeroportul internațional Maramureș, aportul său este unul absolut considerabil și de luat în seamă. Când vorbim despre investițiile care s-au făcut pe drumurile naționale, faptul că el a fost prezent acolo la momentul în care s-a făcut bugetul și pentru acest an și am primit bani consistenți pentru finalizarea DN18 și de asemenea pornirea investiției pe DN18B între Baia Mare și Târgu Lăpuș, parte a meritului este și a lui. Ați fost ales ca președinte al Consiliului Județean Maramureș pe baza unor alianțe politice prin votul deliberativului local. Considerați dumneavoastră că era mai reprezentativ modul de alegeri uninominal în funcția de șef al Consiliului Județean și dacă susțineți sau nu revenirea la acel tip de alegeri sau poate o altă alternativă mixtă? Nu, eu m-am exprimat de la început. Acest mod de alegere a președintelui Consiliului Județean
pare unul mai democratic și obligă președintele Consiliului Județean Maramureș să țină o legătură mult mai strânsă cu consilierii județeni. Am spus acest lucru încă de la început. La un moment avem exemple, două mandate de președinți de Consiliul Județean aleși uninominal, Mircea Man și Zanfir Ciceu, și avem ceilalți președinți care au fost aleși de către plen, adică în mod indirect. Din punctul meu de vedere, mandatele celor care au fost aleși indirect sunt mai bune decât cele ale uninominalilor, ca să spun așa, pentru că ai obligația de a merge și la restul consilierilor județeni și de a te consulta mult mai mult, de a-ți prezenta proiectele înainte, de a menține o legătură mult mai deschisă și mai transparentă cu plenul Consiliului Județean decât o făceau președinții care au fost aleși uninominal, care se simțeau, așa ca și primarii, mai singuri pe plantație, ca să spun eufemistic așa. Am văzut mandatul domnului Mircea Man, plin de întrerupere ale ședințelor, încerca de fiecare dată să-și impună doar punctul său de vedere. Am văzut apoi și pe Zanfir Ciceu, care a preluat la un moment dat acest mod de a conduce ședințele de Consiliul Județean, care nu este neapărat cel mai bun. Poate că dacă ești ales uninominal, consider că maramureșenii... Ai o mai mare responsabilitate? Maramureșenii ți-au încredințat ție, personal, responsabilitatea conducerii județului, lucru care nu e așa. Forul întreg Consiliul Județean Maramureș are această misiune și nu o singură persoană. Eu nu o să pot niciodată... Vreau să vă întreb că dumneavoastră aveți în contextul actual o mai mare responsabilitate? Nu, e aceeași responsabilitatea. Evident, până la urmă, județul este responsabilitatea. Dar eu aș vrea să se înțeleagă că nu e doar responsabilitatea mea. Și chiar dacă aș fi ales unii nominal, eu mi-aș dori să fac acest lucru alături de o echipă. Pentru că nu poți de unul singur să duci atât de multe lucruri în spate. Nu poți, te pierzi în ele, pentru că sunt foarte multe aspecte la care trebuie să se adreseze activitatea Consiliului Județean. De aceea, eu aș opta pentru menținerea acestui tip de alegeri, deși Partidul Social Democrat ar fi evident avantajat dacă s-ar schimba modul de alegere a președintelui Consiliului Județean și el ar fi uninominal dintr-un singur tur. O pauză de publicitate și revenim la discuția noastră, pentru că mai avem o mulțime de întrebări.